Elon Musk s-a sucit și bine a făcut la scurt timp după ce le-a pretins bătând cu pumnul în masă ucrainenilor să plătească chirie pentru rețeaua de sateliți care aparțin și cu ajutorul cărora Ucraina îi supraveghează pe ruși și supraveghează mișcările acestora. Iată că s-a răzgândit și a decis să financeze el uh, acest serviciu, care sigur că da, este foarte uh, costisitor. Uh, este un serviciu evident în favoarea ucranienilor.